Așa cum am promis săptămâna trecută, în această săptămână ne întâlnim cu Gorjul, adus prin cântec de către soliștii de muzică populară care astăzi sunt în platoul nostru de televiziune. Ei au mai fost, îi cunoașteți foarte bine. O am ca invitată, în primul rând, pe doamna profesoară Emilia Drăgotoiu Nanu, căreia îi spun bună seara, bine ai revenit, Emilia! Bună seara și bine te-am regăsit pe tine, bun regăsit celor de acasă, celor care ne privesc. Mulțumesc pentru invitație, știi că întotdeauna vin cu bucurie și cu drag aici la tine. Cu mare drag te aștept eu, pentru că eu te apreciez foarte mult pentru ceea ce faci tu ca profesor, dar și ca solist de muzică populară. Mulțumesc. Și îți apreciez costumele populare, că astăzi veni iar într-un alt costum frumos și iară sunt supărată pe ea. Da, am un costum din zona Runcului, de la o doamnă Albulescu se numește. A fost al mamei dânsei, deci are o vechime considerabilă acest costum și îl port cu drag, cu Și este... mult drag. Este din satul Mariei Apostol. Ce frumos este, este splendid costumul. Și nu veni, Emilia, ca să mă exprim oltenește, nu veni singură, nu veni cu mâna goală, veni cu tresa plină de folclor și mai ales adusă împreună cu elevul tău, cu Da. Eusebiu Copaci, căruia îi spun bine, ai revenit și ție, Eusebiu, și mai ales că nu e prima dată când ai venit la noi. Da, bună seara, bine v-am regăsit. E a treia oară când vin la dumneavoastră și deja e ca un fel de obicei, așa. E o plăcere. Mulțumesc frumos! Să știi că te mai aștept. Deci nu, să nu se închipui că dacă veni și la treia oară, gata, închei tradiția. Normal, a mai crescut și poate că lucrurile pe care are acum să le spună publicului sunt altele, mult Da? mai bogate, mult mai interesante. Avem ce povesti. Sigur. Veni vacanța cu trenul din Franța. Veni și nu veni. De ce? Pentru că perioada de vară este cea mai benefică pentru concursuri, pentru spectacole, pentru competiții și pentru un alt mod de a ne pregăti, nu? Pentru că, până la urmă, aceste concursuri, aceste apariții sunt esențiale. Practic, tu nu ai luat vacanță, să Nu. spunem, nici Nu ca vara, profesor, nici nici ca ca, da, solist, nici, da. deci își continui cariera și pe perioada de vară, pe Sigur, perioada pe estivală. de-o parte, încă îi pregătesc pe ei pentru aceste concursuri, pe de altă parte, prin rolul meu de referent la Centrul de Creație din Târgu Jiu, Gorj, sunt prezentă cam la toate festivalurile în comisiile de jurizare și din acest punct de vedere vreau să spun că am descoperit lucruri extraordinare, copii și tineri pe care eu nu-i știam, care sunt pregătiți de alți colegi de-ai mei și am avut o reală bucurie să-i văd, să-i întâlnesc, să-i încurajez și să-i și promovez, de ce nu? Foarte frumos că știi să apreciezi și munca colegilor tăi. O, da, eu știu ce înseamnă această muncă și ar fi nedrept, aș fi nedreaptă cu mine, în primul rând, să nu fiu realistă. Și pentru mine este o bucurie când văd un tânăr sau un copil talentat, care are o prestație bună din toate punctele de vedere și nu mă interesează al cui este. E important el, acolo, în acel moment, pe scenă. Și eu sunt sigură că el și familia lui știu cine este în spatele acestor rezultate. Și sper să nu uite, că sunt unii care mai uită. Da, așa este, din păcate. Da. Din păcate. Am gustat și eu această experiență și e tare neplăcută. Dar mergem mai departe. Ne agățăm de lucrurile bune, de lucrurile pozitive. Ținem alături de noi oameni care ne vor și pe care îi vrem și nu ne împiedicăm de niște pietricele care Și ar cum aduce apa. există o melodie, nu mă împiedic de un ciot, știi, cam așa ceva. Așa, așa este. Și... Pentru că mie cel puțin mi-a demonstrat viața că mulți dintre cei care s-au despărțit de mine crezând că le e mai bine, n-au ajuns mai bine. Adică n-au performat mai mult. Din contră, de unii nu se mai aude și au fost voci foarte bune, care puteau să promită, puteau să facă ceva. Dar asta este o altă poveste. Așa este. Păi hai să ne întoarcem și la povestea ta. Ce mai făcuși, Oltene? Ce să mai fac? Nimica special. Sunt la liceu acum. Da? Da, un liceu foarte bun din Târgu Jiu. La ce liceu ești? La Ecaterina. Colegiul Național. Colegiu, chiar. Colegiul Da, Național e un Ecaterina profil foarte Teodoroiu. bun. La matematică informatică. Îmi urmez pasiunea. Îți place matematica? Da.
Da. Științele în general. Teorema lui Pitagora și? Normal că știu. Ia care spune? Ia dacă acum dau... A, mă luarăți acum. Păi, într-un triunghi dreptunghic, pătratul lungimii ipotenuzei este egal cu suma pătratelor lungimilor catetelor. Catetelor, da. A, face pregătire, în afară de faptul că e la un liceu foarte bun, el și pe vacanță face pregătire la matematică pentru că îi place atât de mult matematica și are parte de un domn profesor cu care are o relație așa specială, apropiată, nu? Că e important, da, ca copilul să nu se simtă încorsetat de niște reguli, de o anumită atitudine sobră. El, dacă se simte apropiat de profesor, să știi că sunt elevi, și acum să-mi dai tu dreptate sau nu, pentru că ești elev, care învață, să spunem așa, datorită profesorului care îi predă. În general e valabilă, da, treaba asta, da? Eu am pățit-o pe pielea mea în clasa 10, am fost ultima generație care a dat treapta a doua în clasa 10. Și am dat... la biologie, examenul, pentru că atât de mult mi-a plăcut de profesoara de biologie, încât, efectiv, am învățat de dragul acelei femei. Este vorba de doamna profesoara Diaconescu de la Liceul Electroputere, unde am terminat-o, ca așa îi zicea atunci, da, Electroputere, și vreau să spun că datorită acestei femei, eu am învățat și am dat treapta a doua la biologie. Și da, țin minte din cartea de biologie că era... primul paragraf era definiția celulei. Și primul subiect care a fost efectiv la examen a fost definiția celulei. Și ne-a spus așa, învățați ce este celula, pentru că trebuie să o știți ca pe Tatăl nostru și nu numai asta, vă veți întâlni cu această întrebare frecvent. Ei, acum eu fiind la medicină, gândește-te că am știut la ora de biochimie, de biologie, am știut ce e celula. Da. Știi, normal. Unitatea structurală și funcțională a tuturor organismelor vii. Dar mi-a ajutat și mi-am adus aminte de acea profesoară. Într-o bună zi vă veți întâlni cu această mereu definiție. Da. Și mereu ne vom întâlni cu situații în viață care ne vor duce în timp. Da. Și o să vezi că una din piesele mele va spune tot ce am vorbit noi acum. Absolut tot. Pas cu pas. Vezi? Dacă vrei și te rog să-l asculți cu atenție, este povestea unui om. Vieții unui om. Toți parcurgem aceleași etape. Îmi spui atunci despre ce e vorba. Sigur. Când ajunge la, când ajungem la, cântec, la prezentare. Da. Tu ai învățat matematică datorită profesorului? Da. Am avut în... gimnaziu o profesoară foarte bună de matematică care m-a făcut să îndrăgesc această materie, mm-hmm, pentru că la început, în clasele a 5-a și a 6-a, să zic așa, vedeam matematica cum o văd foarte mulți copii. Ca un baubau. Da, ca un baubau. Mi-era frică și mm-hmm, puneam și întrebarea aceea, la ce o să mă ajute? Mm-hmm. Pentru că asta e întrebarea frecventă. Dar matematica e peste tot. Ajută să progresăm. Și muzica e o matematică. Și muzica este matematică. Dar să știi că muzica, pictura, sigur, matematica e un limbaj comun pe care îl, da, înțelege oricine. Știu. Înțelegi? Chiar dacă te duci la o olimpiadă de, nu știu, în Statele Unite și ți se dă exercițiul ăla și e scris în engleză, tu nu neștiind de engleză, să spunem. Exercițiul e un limbaj universal. Exact. Da. Păi este un limbaj comun pentru, sigur, toată lumea. Deci ca și muzica, notele muzicale le știe orice muzician, ce limbă română, vorbești tu. Da, din, da, România sau din, sigur, altă țară. Dar, spune, vrei să spun ceva? Nu. Dar aș vrea să te întreb, faptul că ai făcut matematică și o știință exactă te-a ajutat în muzică? Că și muzica e o știință exactă, adică... L-a ajutat când a făcut pian, pentru că el a făcut și pian. Uh-huh. La școala populară, spune Sebi. Da, am făcut 5 ani pian cu doamna profesoară Voicu Norica și matematica s-ar putea să mă fie ajutat fără să-mi dau seama. Poate că mi-am dezvoltat anumite abilități din cauza acestei discipline, uh-huh, fără să-mi dau seama. Dar, exact cum spuneam, și muzica este o știință exactă. O știință pe care... puțin o înțeleg numai cei care fac muzică.
Că unul care nu face muzică, uite, dacă îl pun pe cameramanul meu de la pian, nu știe. Bate și el pe acolo pe clar. E adevărat, dar să nu uităm un aspect. Muzica populară pe care o cântă ei, o interpretează după ureche, da? O memorează, o aud și fiecare în funcție de materialul genetic pe care l-a dat Dumnezeu, sensibilitatea și talentul pe care l-a dat Dumnezeu, dezvoltă acest lucru. Atunci, vezi tu, el nu va, dacă n-ar fi făcut pian, n-ar fi recunoscut o comparație sau, dacă vrei, baza matematică a muzicii. El a întâlnit latura asta în partiturile pe care le-a avut de studiat la pian. Ori cei care cântă muzică populară după ureche sunt practică muzica și matematica fără să-și dea seama, exact cum spune el. Că posibil să-l fie ajutat, dar fără să conștientizeze atunci foarte clar acest lucru. Ce vrei să te faci când vei fi mare? Bună întrebare. Matematician, sunt mai multe lucruri. Da, ceva să țină de matematică, poate inginerie, poate, nu știu, economist, mai multe domenii în care pot lucra. Dacă... ITist, te-ai gândit? Sau ITist, da, m-am gândit și ITist, dar deocamdată nu mă înțeleg așa bine cu informatica, trebuie să recunosc. Chiar dacă informatica se bazează la fel, tot pe matematică. Pe matematică, da. Are timp. A, da, ai timp. Știi că-ți povesteam eu, înainte de emisiune, vă povesteam la amândoi, că eu când m-am dus la facultate, visam să proiectez, de asta m-am și dus la acea facultate, visam să proiectez roboți care să vină acasă la mine, să-mi facă curăție, să-mi gătească, să-mi spele. Și de aceea am terminat facultatea de electromecanică, secția de roboți industrial, specialitatea mecatronică. Și chiar mi-a plăcut secția asta. Mecatronica e foarte grea și cu roboții industriali, pentru că eu am idee când mă duc într-o fabrică, știu ce fac roboții aia și cum sunt comandați și fiecare robot are un sistem al lui, deci sistemul lui de comandă, deci știu tot ce se petrece acolo. Dar uite unde a ajuns să-i. La televizor. Te întreb eu acum, dar de ce ai ajuns să-și lăsași robotica? Ai devenit un robot, da, exact. Și n-ai vrut să-ți înlocuiască munca un robot industrial. Pentru că, uite, vezi, eu cu jurnalismul am cochetat de cum am terminat liceul. Știu că eu te știu de atunci. Da. Și cum am fost la Radio Craiova întâi și după aia am fost în presă scrisă și după aia am venit aici. E, gândește... Odată ce ai dat de gustul... Da. Jurnalismului nu te mai poți rupe. Și am zis, trebuie să aleg între cele două. Da. Și acum... alegi ce ți-a plăcut cel mai mult. Și cred că, și părerea mea e că ai făcut o alegere bună, nu pentru, doar pentru că ți-ai urmat, da, instinctul, ci și pentru cât ai realizat tu pentru tine și pentru ceilalți. Că nu e vorba numai de tine, că tu când ne chemi aici, ne chemi pentru tine în mică măsură, pentru public și pentru noi. Pentru ca publicul să ne cunoască pe noi artiștii. Și aici cred că este cel mai important rol al tău. Și să știi că m-a ajutat foarte mult. Cred. Faptul că am terminat o facultate tehnică, că sunt foarte exactă. Sigur. Știi? Uite, de exemplu, regizorul Sergiu Nicolaescu. Sergiu Nicolaescu a terminat facultatea de electrotehnică, care e gorjan de-al vostru. Da. Și tot la fel că eu când am stat de vorbă cu el, mi-a spus, uite, vezi cum ne întâlnirăm aici toți, că a început să vorbească și el pe Oltenește, știi? Da. Ne întâlnirăm aici amândoi, doi ultimi care fac regie, da? Care termină facultate tehnică și care, uite, lucrează în domeniu, în cinematografie, tu în televiziune. Poftim! Da, sigur. Deci, sunt nenumărate aceste exemple. Și te ajută foarte mult facultatea tehnică. Cred că orice. Științe exacte. Orice, da, ne orice ajută. Orice. Dar științele exacte sunt foarte bune pentru că te disciplinează, ca să spun așa. Știi? Da, o să aveți dreptate. Știu ce spuneți. Pentru că trebuie să fie exact. Da, câte ceasul? 10 și 10, mama, am întâlnire. Lași un sfert să fiu cu un minut întotdeauna mai devreme. Știi? Știu. Bine, în ceea ce privește latura asta, cu mine nici n-ar putea altfel. Eu sunt foarte strictă pe punctualitate, pentru că consider că este condiția numărul unu, dacă vrei, după talent și toate cele, dacă e serios, prin asta dovedești. Adică dacă un om ți-a spus la 12 ești la mine,
hai mă, n-ai putea cu 50 minute, dar măcar până în ceasul al 12-lea să ajungi acolo. Sau să anunți. Că da. Se pot ivi diferite probleme și să întârzi, da? Un blocaj în un trafic sau wow, lo, astăzi, până lucruri. Să vin la studio, deci, crede-mă, am plecat la forum sfert și am ajuns la și jumătate, adică am făcut 45 de minute. Sigur. Care nu credeam că eu fac atâta. Da. Până aici. Și am întârziat odată cu invitatul, știi? Adică am venit odată cu invitatul. Eu parcam, el parca. Deci, stai seama, te simți și prost. Sigur, când îți vine invitatul. În general, e bine să fii acolo și să-ți pregătești totul. Da. Așa e, pentru că munca din spate nu vede nimeni, știi cum e. Asta Hai să cântăm primele două piese, cu drag, Emilia. Cu drag. Și avem aici, când aveam 30 de ani și mă uit la o fotografie, când aveai 30 de ani? N-aveam griji. O să vezi ce zice cântecul. Mai ales grija banilor. Ce făceam azi, mâncam mâine și cât era de bine și așa era. Și că nu mai aveai pe ce făceai. Așa era și aveam un copil, dar gândește-te că am făcut 30 de ani după Revoluție un pic, așa, dar acolo, în acest context. Și toată lumea spune că ce greu a fost pe vremea lui Ceaușescu. Da, a fost greu, dar a fost și bine. Hai să recunoaștem. Aveai serviciu asigurat? Hai să recunoaștem. Deci societatea avea un echilibru. Aveai casă? Aveam un echilibru. Nu aveam casă cumpărată atunci. Nu, dar tu puteai să-ți o cumperi. Dar aveam. Da. Dar aveam. Sigur. Plus de asta. Erau multe. Aveai serviciu. Lucruri. Da, chiar dacă terminai doar liceu, te băga în servici. Sigur. Cine te, dacă te trăna. Oprea poliția pe stradă, scuză-mă că te întreb, eu țin minte. Te oprea poliția pe stradă și te legitima, arată-mi legitimația de serviciu și sigur, tu nu aveai... Sigur, da, s-a întâmplat multora dintre noi. Imediat te ridica. Sigur că la da. Cu tine. Da. Vorbeam cu un coleg de la Centrul de Creație despre acele timpuri și nu-i venea să creadă. Cum adică terminai liceul și te duceai și te angajai? Păi da, erau obligatoriu. Da. Pentru că în primul rând nu-ți da diploma de bacalaureat și în al doilea rând tu trebuia să fii undeva integrat, da? Până și familia nu te accepta la nesfârșit să stai. Pentru că toată lumea muncea, toată lumea făcea ceva. Da. Acum cea mai mare parte a lumii nu mai prea face nimic. Adică e un dezechilibru în societate care pe mine mă îngrijorează, chiar și la vârsta pe care o am, și mă îngrijorează nu atât pentru mine, cât mai ales pentru copiii mei, pentru nepoții mei, pentru toată generația care vine din urmă și care fuge din această țară de teama zilei de mâine. Nu că n-ar avea ce să mănânce, că poate se descurcă, dar de teama acestui dezechilibru social în care ne aflăm. Și gândește-te că sunt mulți care și-au luat acasele pe credite și nu au bani de unde să plătească. Și le pierd. Și mama a luat apartamentul pe împrumut la cec, cum era înainte, da? Da? Da. Dar putea să facă din salariu și să plătească rata, să aibă și grijă de doi copii și să ne dea și mâncare, să plătească și dările la stat. Deci, dintr-un salariu... Păi acum nu mai poți dintr-un salariu să faci mai nimic? Știi? Asta este. Nu pot toți. Unii pot. Da, unii care au salarii destul de și milioane. Și acolo e un dezechilibru foarte mare, pentru că unii își permit mai mult decât le-ar fi necesar. Și unii abia supraviețuiesc. Și ceea ce vedem uneori în emisiuni de televiziune, cu acele cazuri sociale, cu oameni la limita sărăciei, există. Da! Să nu ne amăgim că nu există. Nu, există și e un procent mare din populație care trăiește așa. Din păcate. Din păcate, da. Păi hai să ne cântăți cele două melodii, după care noi revenim alături de invitații mei. Făceam azi, mâncam mâine și cât o duceam de bine.
Ce făceam azi, mâncam mâine și cât o duceam de bine. N-aveam grijă banilor și nici a dușmanilor. De când se mulțiră banii, se mulțiră și dușmanii. Prinse cu ajutor un pic, of, și dușmanii-mi stau la rând. Prinse cu ajutor un pic și dușmanii-mi stau la voi dușmani cu mine, că v-am făcut numai bine. Mi-am văzut de casa mea, n-am luat munca altuia. Mi-am văzut de casa mea, n-am luat munca altuia. Pe voi pe toți v-am cinstit și acum am sărit la gât. De când se și dușmanii, prinse-i cu ajutor un pic, of, și dușmanii-mi stau la rând. Prinse-i cu ajutor un pic și dușmanii-mi stau la rând. Să-mi dea-n cap dacă ar putea, of, să-mi partă averea mea. Altceva nu vreau nimic, doar pe dușman să-i oftic. Că nouă vieți de-ar avea, n-or călca în urma mea. De s-ar zbate mult și bine, nu or ajunge pe mine. De când se mulțiră banii, se mulțiră și dușmanii. Dușmanii-mi stau la rând. Să-mi dea-n cap dacă ar putea, of, să-mi partă averea mea. Tu și școala te-a lătădat un sân.
să fiu o mamă învățat. Le mulțumesc și n-ai uita, cu drag, cu toată ființa mea, măi. Toți dascălicii am avut prin școală atunci când am trecut. Părinții mei, niște țărani, cu dragoste și puțin bani, au știut copiii să-i crească și nimic să nu ne lipsească. Azi toți frații când ne întâlnim, cu drag de ei ne amintim și îl rugăm pe Domnul Sfânt să aibă somnul liniștit. Nici nu știu ce mi-aș mai dori, cam în suflet doar bucurii. De la băiat, de la nepoți, ține-i, Doamne, bine pe toți. Și din lume când o-i pleca, vi las pe ei averea mea, ca să nu-mi piară urmele, să nu-mi uitați numele, măi. Ei cei mai dragi și cântecu, mi-au alinat sufletul. Și poate lumea-i să-ți minte că am fost cândva un om de frunte. Am revenit alături de Emilia Drăgătoiu-Nanu și Eusebiu Copaci și aș vrea să continui discuția cu Eusebiu de Sebiții, se spune ție, în casa. Da. Mai simplu. Mai simplu, corect. Dar să știi că Eusebiu e un nume foarte frumos. Și cheamă și Leonard. Da, știu că mi-a spus data trecută. Eusebiu e un nume foarte frumos, mie îmi place. Da. Dar spune-mă, ce ai mai făcut tu ultima perioadă de timp, în afară de faptul că te-ai dus la școală? Păi, nimic special, dar acum... Înregistrări ai mai făcut ceva? Înregistrări, câteva piese mai vechi. De când ai scos CD-ul? Ai mai făcut ceva? Nu, n-am mai scos alt CD-ul. Nu, alte piese înregistrate. Mai lucrez. Da, am mai înregistrat o piesă proprie, o să o cânte astăzi, va fi ultima piesă din program. Și el trebuie să refacă vocea pe ce material are, pentru că s-a schimbat. Da. Vocea lui s-a schimbat foarte mult și cei care ne urmăresc vor vedea. Da. Am suprapus deja 3-4 piese. 5 piese, dar nu erau gata la studio, pentru că invitația ta a venit așa, de azi pe mâine. Da. Și nu am avut timp. Dar te gândești să mai scoți și alte piese? Da, de ce nu? Nu este ceva greu să învăț o piesă, mai ales dacă îmi place, pentru că la fel ca matematica și muzica e o plăcere, altfel n-aș face. Nu are sens. De ce nu mai continui cu pianul? Cu pianul nu am mai continuat deoarece s-a încărcat programul. Și a trebuit totuși să-mi fac și o zi liberă în care să stau pe lângă școală. Acesta este motivul pentru care l-am adus. Dar ai pian acasă? Am. Da? Da. Din când în când. Mai... Da, nu pot să zic că mai știu să cânt ca atunci, dar n-am uitat. Digitația o mai încă? Cred că da. Mai improvizez unul. Nu-ți vine așa să stai așa în liniștea ta, să cânti la pian ce vrei timp. Tu? Da? Nu mai are timp de liniștea nu lui. Chiar. Nu, pentru că el are rezultate foarte bune la școală. Ești ocilar? Nu sunt ocilar. Nu.
Învață cu logică, iar liceul lui, vreau să-ți spun că a fost cel care a avut, au promovat 100% la examenul din ele, de bacalaureat. Acest an școlar. Foarte frumos, deci îți dai bravo, seama că nivelul este foarte ridicat și atunci trebuie să învețe. Și cum ți-am spus eu înainte de emisiune, meseria voastră asta e, serviciul vostru asta e, da. Trebuie să învățați. Da. Și noi, la rândul nostru, am învățat carte și automat trebuie să învățați. Da, nu mă opun. Dar mai ai timp de, nu știu, de ieșire cu prietenii, ceva? Desigur, îmi găsesc timp și pentru aceste ieșiri, da, plimbări cu bicicleta sau mai multe simple plimbări prin parc cu prietenii. Uh-huh. Sport faci? Și sport, când am ocazia. Ce sport faci? Toate sporturile, nu contează. Fotbal joci? Și fotbal, și basket, și sporturi de iarnă, chiar nu contează. Da, schiază foarte bine. Da? Da, da. Unde te duci la schi? Aici, în România sau în străinătate? Aici. Îți frumoase părțile și aici. Rânca, da, e aproape de voi. Da, Rânca e extraordinar. Cine te-a învățat să-i schizi? Am avut un domn instructor când eram mic, dar nu mai țin minte. Deci nu unul din părinți. Nu, nu. Dar mami schiază. Mama schiază, tatăl meu nu. Schiază de pe margine. Uh-huh. E arbitru. Da, exact. Și îți place să schiezi? Da, schiez, mă dau și cu placa, am învățat să mă dau și cu placa. Când mă plictisesc de una, mă apuc de cealaltă. Ce frumos! Dar patinaj? Nu, de la noi nu sunt, patinat, nu e patinoar, nu ar avea unde. Poate s-ar descurca, dar deocamdată nu avem. Nu știu ce să vă spun. Nici așa, că nici noi nu avem în Craiova, dar iarna de obicei se mai pune în centru și se face un patinoar din ăsta artificial. Nu aveți, mai montau și la noi la mall. Și la noi la mall mai montau, dar n-am fost. Nu știu dacă... Uh-huh. Nici nu știu dacă anul trecut a fost. Dar alt sport care ți-ar plăcea să-l faci, nu știu. Da, adică dacă îmi doresc să fac ceva, încerc să-l fac, nu las doar vorba. Dacă văd că nu mă descurc, asta este. Se poate întâmpla, nu ești bun la toate. Corect, nu trebuie să fii, nici nu trebuie să fii bun la toate, pentru că ar trebui să le faci pe toate foarte bine ca să fii. Exact. Dar nu poți, efectiv nu poți. Dar de cântat mai cânti prin casă? De cântat prin casă, în fiecare seară cânt. Da? Fiecare zi alături de mama. O jumătate de oră, câteodată și mai mult, dar minimul este de o jumătate de oră și cânt alături de mama pentru că știu că îi place. Mm-hmm. Ce zic vecinii? Nu zic nimica. Cânt la ore rezonabil. Ți-ar fi plăcut să stai la acasă? Da, poate ar fi fost frumos să am o curte, să cânti acolo. Să cânt acolo, liniște. Să ești pe bancă, da. Da, libertate, să zic așa, că și acasă am libertate. Și când te duci la Peștișani, cânti? Nu cânt. E ca o casă la Peștișani și nu cânt. Acolo nu cânt. Acolo și nici, să mă relaxez. Și nici la Miculești când te duci nu cânt. Da, acolo sunt alte lucruri, alte pasiuni, să adică? Zic așa. Mă întâlnesc Cu verișori, cu familia extinsă, să spun așa. Și nu le cânti lor? Nu le cânt. Nici la așa o petrecere de asta, de a voastră, de a tineretului, tu cânti? Nu cânt. Să știi că este destul de timid. Eu i-am spus că ar trebui să fie un pic mai... Mai tupeist? Așa? Da. Cu ghilimele de rigoare, tupeist. Mai curajos. Uh-huh. Că lumea nu știe că tu cânti, da? Ești într-un... Sau au fost situații în care liceul a organizat, da, un concurs și el n-a vrut să se ducă. Și un concurs organizat de colegiul Ecaterina Teodoroiu, dar la care au venit copii de la elevi de la toate liceele. Uh-huh. El n-a vrut. Nu știu de ce n-a vrut, dar n-a vrut. Asta e, l-am certat. De ce n-ai vrut? Nici eu nu știu să vă zic exact de ce n-am vrut. Dar n-am simțit că este momentul să mă duc să arăt publicului ce pot. Talentul. Păi de ce? Copil talentat, frumos, nume frumos la tine și... uite, vezi? Da. Data viitoare să te duci. Da, fac rost de numărul directorului, că nu e greu de aflat, că știi că presa află orice. Știu. L-a abordat directorul, stai liniștită. Și n-a vrut să se ducă. Dar poate anul viitor nu va... Se mai organizează. Asta a spus, că se va mai organiza. Da, du-te, pentru că sigur. E bine să scoți în valoare ceea ce ai. Eu și mai ales spus, colegii să știe. Știi cât de mult m-a ajutat pe mine cântecul? În câte situații? Nu neapărat că mi-a creat o favoare sau nu. Îți dă o anumită bucurie, o anumită stare, când omul te recunoaște, când omul zice tu ești copilul ăla care cântă și i s-a întâmplat și lui.
S-a întâmplat și lui. Sau, după un concurs în public, vine cineva la el și zice, bă, băiatule, tu o să faci carieră, mă, dar tu să te ții de cântat. Ei, ăsta e un lucru extraordinar. Că nu se duc la toți. Deci, știi cum e, Eusebiu? Hai să spun ceva. Publicul te ridică, publicul te coboară. Iar publicul, tu te duci la concurs și uite, e bine, e profesoară și a fost în juriu de atâtea ori. Poate când te duci la un concurs, e un juriu la care unul dintre ei nu-i place de fața ta, nu-i place cum cânt sau nu ești într-o formă bună cu vocea. Și tu nu ajungi la sufletul persoanei din respective din crujuriu, dar ai ajuns la sufletul celui mai mare juriu, adică publicului. Da. Și publicul ăla poate se ridică în picioare și te aplaudă, chiar dacă ăla ți-a dat doi. Sunt dese aceste situații. Da, că pe public nu-l interesează că ți-a fugit ție un pic vocea. Nu, el te vede pe tine întru totul. Adică și prezență scenică și știi, publicul întâi te vede și apoi te aude. Da, la toți soliștile spun. Și asta este condiția. Eu mereu le atrag atenția. Aveți grijă cum puneți costumul pe voi. Aveți grijă cum vă stă costumul pe voi. Îmbrăcați-vă cu multă sârguință și cu multă grijă, pentru că publicul întâi te vede și apoi te aude. Și ești cu zâmbet, tu ești cu bucurie. Dă-i publicului bucurie, că de asta vine. Da? De asta vine la un spectacol de folclor. Să se bucure și tu trebuie să-i întreții această bucurie. Așa este și mai ales, eu le spun la soliști și la toți soliștii, indiferent că sunt fete, indiferent că sunt băieți, aveți grijă cum vă puneți costumul pe voi. Sigur. Pentru că în momentul când ai făcut pasul pe scenă, ăla te vede, omul te vede întâi cum ești îmbrăcat. Te-a scanat, da. Să folosim un termen. Dacă te duci cu ăsta șoldiu, șorțul șoldiu, că e într-o parte, marea m-a pus aiurea, nici nu se mai uită la tine cum cânti. Deci nu se mai uită la tine. Sigur. Să știi. Dar în momentul când te duci țiplă... El are o ținută. Știi? Te duci că țiplă. Mama are grijă să se ocupe foarte mult de ținuta lui. Are un unchi care confecționează aceste pantaloni, vesta. Și eu i-am spus mamei lui să... Da, sigur. Și să profite de acest noroc cât mai mult posibil. Că dumnealui e o persoană în vârstă și e mare lucru să ai pe cineva care să-ți facă ceva. Facă, da. Sigur că da. Uite, de exemplu, cămașa de pe tine de unde ai? Cămașa cu mărgele. De pe mine cu mărgele sunt destul de sigur că mi-a adus o mamă într-o zi, dar nu mai țin exact minte de unde. Cred că a cumpărat-o. S-ar putea să fie cumpărată la același lucru, că mă gândeam și eu. Așa mi-am mintesc eu. Dar e frumoasă, da, cu mărgele da, și da, e superbă. Și mai rar găsești la bărbați. Ea respectă croiala cămășilor de la noi și această înnobilare cu mărgele este extraordinară. Și sunt foarte rare cămășile pentru bărbați cu mărgele. Sigur, foarte rar. Sigur, da. Ești un norocos. Da. Da. Păi ce să facem, mă? Trebuie să te punem să cânți acum. Ne cânți așa, sunt oltean și îmi șade bine, chiar că îmi șade bine oltean, așa, și mă uitai în curmătură. Așadar, haide să vă ascultăm împreună pe Eusebiu Copa și după care noi revenim cu discuția. Uită-te lume la mine, sunt gorjan și-mi șade bine. Cu brâulat și cu cămașă, cu sută, cu fir în șasă. Vin să vă spun o poveste scoasă din lada de zestre, unde bunicii mei țin portul nostru cel străbun. Gorjenească, hăulesc să se cunoască și dau glas cântecul lui pe dunghița jiului. Vin să vă spun o poveste scoasă din lada de zestre, unde bunicii mei țin
din portul nostru cel străbun. Îmi brac veste schilărească, pornesc oră gorjenească, să mă vadă fetele cum îmi bat călcâiele. Vin să vă spun o poveste scoasă din lada de zestre, unde bunicii mei țin portul nostru cel străbun. Vin să vă spun o poveste scoasă din lada de zestre, unde bunicii mei țin portul nostru cel străbun. Foaie verde alături de invitații mei din această seară, Emilia Drăgătoiu Nanu și elevul său, Eusebiu Copaci. Și vreau să te întreb, Emilia, pentru că tot vorbeam noi despre cum trebuie să fie ținuta unui solist pe scenă. Mă uit că sunt unii soliști și mari care au o ținută urâtă pe scenă, ca să spun așa. Nepotrivită, să zicem, da. Cum îți alegi tu costumul și cum îi întrup pe ei să-și aleagă costumul? Eu, în ceea ce mă privește, ține de gustul meu. Ce costume am și modul cum le îmbrac, cum le așez pe mine. Și întotdeauna când mă îmbrac în costum, am în cap sfaturile mamei și ale bunicii care mă îmbrăcau când eram mică în costum. Și mama îmi spunea,
întotdeauna să am grijă cum așez costumul în spate. Că omul nu se uită la tine din față să te vadă insistent. Dacă te-ai întors cu spatele, te analizează. Vis-a-vis de ei, eu nu accept să mă duc cu un copil pe care nu l-am văzut niciodată ce costume are până nu văd eu costumul înainte. Mm-hmm. Deci copiii care sunt noi la mine pun pe mămica să-mi trimită ori fotografii, ori să vină cu costumul efectiv să-l văd. Iar acolo, înainte de a intra într-o emisiune sau într-un spectacol, eu mă uit la fiecare să văd cum stă, dacă e nevoie. Că, știi, șoarțele la noi în Gorj sunt cu rânduri pe orizontală sau pe verticală. Pe verticală, da. Ăla pe verticală, numai în față se așează. Deși văd soliste care le pun invers pentru că ăla pe orizontală este mai lat. Este mai lat pentru că spata permitea o anumită lățime. Modelul nu se țese decât așa. Chiar dacă el este cel din față, modelul tot la fel, în acest mod se țese. Numai că îi dădea o lățime mai mare și nu permitea spata să-l facă mai lung de atât. Ei, adaugă ei sus, sub răciră, ceva. Din stofă neagră sau depinde ce culoare este opregul. Trebuie să ai grijă cum te îmbraci. Am văzut și ai dreptate și la soliști mari, pune o cămașă frumoasă, tradițională, cum vrei tu, valoroasă, și ia o poală de aia cu perdea. Da. Păi și nu-i păcat. Mai bine ar lăsa-o o poală albă simplă. Și pui jos o dantelă croșetată, că sunt femei care încă mai croșetează, și dar nu cu perdea. Ori vezi așa, o dantelă atât de perdea și a stricat toată valoarea, nu farmec, valoarea costumului. E, încă se găsesc costume. Și să știi că am văzut, apropo de perdelele astea, am văzut perdele, apropo, puse la I. Ia frumoasă, tot ca să o prelungească, a pus perdeaua aici. Da. Eu când le văd așa, eu nebunesc. Mai bine ar pune aici. Deci, croiala la cămăși este foarte simplă. E dreaptă, sigur. Da? E dreaptă. Doar trebuie demontat gulerul ăsta care este aici. Și adaugi aici o parte albă, nu? Și coboară mâneca. Și la cămașa asta mea un pic mâneca un pic mai scurtuță. Cine a purtat-o a fost probabil o femeie mai mărunțică. Dar chiar dacă îi faci niște modificări, niște îmbunătățiri sau, eu știu, ajustări, trebuie să le faci cu grijă ca să nu-i strici valoarea costumului. Și am văzut multe soliste, că mai mult de femei vorbim, că aici este diversificat costumul foarte mult, pe care nu întotdeauna stă bine costumul și nu întotdeauna îmbracă ceea ce trebuie. Și e mare păcat, că ți-am spus, eu sunt sigură că toate solistele au multe costume în colecție. Pentru că fiecare nu se poate să iubești cântecul și să nu iubești costumul popular. Și vin doar în același costum la toate emisiunile. Uite, de exemplu, am avut o discuție cu solistul de muzică populară și am avut o discuție și aici, cu Marian Giura. Mi este foarte drag acest om, e născut în acea zi și aceeași lună, suntem prieteni. Și tot îmi venea într-o cămașă. Și i-am spus, dacă mai veniți în cămașa aia, eu la mine nu mai filmați. Și să știți că vă fac bucata, că eu sunt dintr-o bucată, adică la mine ori e alb, ori e neagră. Da. Și a început să scoată alte cămăși. Păi zic, câte cămăși? Păi nu mai știu câte cămăși. Și de ce ați venit, domnule, exact doar ce ți-am spus una? Eu. Da, de sigur. De ce ați venit doar cu una, când putea să fiți în... Da. Aia îmi plăcea mie cel mai mult. Și i-am spus, cămașa aia nici nu vreau să mai văd. Da. Și acum îmi vine la fiecare emisiune, are sigur grijă, se uită, știi? Cu ce a fost îmbrăcat. Cu ce a fost îmbrăcat, da. Și vine cu altceva. Că așa fac și eu, mă uit cu ce am fost îmbrăcată, la tine sau la el, și mi-aleg alt costum. În emisiunea următoare vei fi într-un alt costum. Da, într-un alt costum. Eu nu am așa de multe costume cum aveți voi. Dar nici nu ai nevoie și... Să știi că treaba asta cu multe costume ține de o pasiune pe care o am eu, da, pentru costumul popular. Dar nu este extraordinar de importantă, că și 10-20 dacă ai și le rulezi, e suficient. Că publicul nu
nu va ține neapărat minte modelul de pe cămașă. Important e cum o pui pe tine. Și da, dacă stă bine pe tine, așezat bine... Uite, uitându-mă aseară când am ales costumul, uitându-mă pe poze să văd în ce am fost îmbrăcată la tine și la el în emisiune, să nu fiu cu același costum, da, am văzut costumul cu ea albă, deci chiar din Borangic, chiar de la doamna, da, Niculescu, de la Vâlcea am luat-o, am, da, cumpărat-o, și am avut marama pe cap. Da. Dar eu am avut-o așa, că toată lumea m-a întrebat, dar de ce te-ai pus marama în halul ăla? Pentru că eu aveam, știi, eram eu cu spatele în pioneze, da, și aveam corsetul pe, da, mine. Da, da. Dar lumea n-a știut că eu pe sub, eu aveam corset, că nu puteam să mă mai mișc. Da. Și eram încorsetată și aici se vedea un hamul, să spunem, da, așa, de la corset. Corset, da. Și eu trebuia să mă învelesc ca să nu se vadă hamul de aici. Când aveam ce să fac, serviciu, e serviciu, trebuie să ți-l faci. Și câte situații întâlnesc, da, soliștii de acest gen, sigur. Da, așa este. Trebuie să ai grijă cum mă spui, sigur, pe tine, pentru că ca să, totul să-l pui, puteam să vină în civil cu tine în emisiune. Da. Asta este, că, na, se întâmplă, fiecare om are problemele lui de sănătate, dar atunci, da, chiar îmi rămăsesem anchilozată. Tu câte costume ai? Bună întrebare. Mama împarte această pasiune cu doamna profesoară și de obicei când mai vede așa un costum, se sau consultă eu mai cu doamna ceva, sau când doamna mai găsește ceva și îi spune mamei. Deci, cred că pot să am și o infinitate de costume la un moment dat, dacă pasiunea aceasta... Mama lui, pe care o cheamă tot Emilia, da, uite, da, că vorbim că și astăzi nu am venit cu ea, am venit cu tatăl lui. Îi plac costumele și cred că eu i-am insuflat această pasiune și vreau să spun că și-a achiziționat pentru ea niște costume extraordinar de frumoase. Extraordinar bine de frumoase. Bine că le mai găsiți. Da, eu le-am găsit și nici n-a comentat. A spus, dacă tu spui că e bun și că e... Da, și ea se îmbracă în costum. Adică ea s-a îmbrăcat de ziua ei în costum întreg, se îmbracă de dragobete în costum, se duce la birou așa îmbrăcată, uh-huh, și a reușit să mă lipsească și pe colegii ei. Uh-huh. E un lucru extraordinar pentru că sunt persoane care n-au îmbrăcat niciodată un costum popular. Și în momentul în care o fac, se simt așa, parcă ar fi regi, uh-huh, și regine. Ce frumos! Și e un sentiment... incomparabil. Adevărul este că totdeauna costumul popular, indiferent cum îl porți, te înnobilează. Indiferent atunci când îl porți, că eu îl port la emisiune, că îl port pe stare, că și eu mă mai trag câteodată cu toie pe bine vara. Mie îmi place și ce fac cei care l-au scos un pic din contextul popularului, da? Mm-hmm. Să zicem așa. Și au combinat diferite piese ale costumului popular. Fie că e vorba de catrință și au pus-o la o rochie sau dintr-o maramă au făcut... Da, sigur, sau adică mie îmi plac. Mie îmi place și această latură. Adaptarea. Iar eu atunci când am achiziționat costume foarte mult, m-am gândit la nepoata mea. Mhm. Și m-am gândit, măi, eu știu, poate nu va cânta, poate peste ani de zile, când poate eu nu voi mai fi și ea va avea 20-30 de ani, poate din aceste costume va face ceva. Chiar dacă nu le va purta, poate va face ceva. Poate o vor inspira, poate piese din ele va face din ele, că indiscutabil, orice costum, despre orice costum vorbim, este de o valoare fără egal. Așa este. Cel puțin prin faptul că este unic. Orice costum este unic. La noi nu găsești două costume la fel. Așa este. Dar spune-mă, Eusebiu, când mama vrea să-ți cumpere o cămașă, te întreabă? Evident că mă întreabă, dar atunci când are și aprobarea doamnei și îi se pare și ei că e cămașa mai frumoasă, nu contează părerea mea. Chiar dacă îi zic că n-am nevoie, că am deja o grămadă, zice, las, că nu se știe. Dar așa, dacă găsește mama două cămăși pentru tine, da? Să zicem. Și una e mai frumoasă decât alta, după părerea ta.
Și zici, nu mamă, iau-o pe asta, nu o lua pe asta. Și mama zice, nu, o vreau pe asta, nu pe aia. Nu au fost situații. Nu au fost situații, dar cred că ar cumpăra ambele cămăși. Ca să-mi pace și pe, să te pace și pe tine și pe dânsa, așa nu? Este, exact. Da. Dar când îți alegi costumul popular, cum ți-l alegi? Mă întreabă ce cămașă vreau să iau. Mi-arată ce cămăși am mai purtat. De obicei ce are mai două purtat la el întotdeauna. Da. Uh-huh. Mă mai decizi pe moment. Este o colaborare frumoasă, între noi. Uh-huh. Deci alegi cu mama, împreună cu mama. Da. Întotdeauna. Dar veni și cu tata. Tata se bagă la costumul tău popular? Tata nu se bagă la costumul popular. Tata se bagă la matematică. La... Tata e pe e inginer de meserie, da. Și de acolo a moștenit el, probabil, da, această pasiune. Dar tata nu se bagă la costumul popular. Dar cântă. Cântă. Din casă. Tata, da, cântă. Tata pe cântă. Tata l-a moștenit. Chiar dacă el zice că nu știe să cânte. Și nu cântă așa mai tata. Timid. Cu tata nu cântă așa prin casă? Cântă, bă, cu tata mai cânt. Da? Așa. Dar rar. Vine și el obosit de la servici. O, și așa un duet unde ai gândit să faci cu mama sau cu tata? Nu. Cu mama sub nicio formă, că mama nu are calități vocale. Mama nu cântă. Mama îi place doar să mă asculte. Dar e un bun observator mama, pentru că el, așa cum îți spunea, seara cu mama cântă și mama îi atrage atenția. Vezi că aici a zis Emilia așa. Știi? E important. E important ca părintele să se implice. Păi da, dar înseamnă că are și ureche muzicală bună de... Sigur că are inteligență, are tot ce trebuie, sigur. Păi aia, și vezi? Place muzica și atunci. Păi da, dar sunt mulți care nu au ureche muzicală și dacă l-aude cântând fals, se pare că a cântat că bine, nu știe. Știi? Măcar ăla nu-și dă cu părerea. Știi? Și atunci merge doar pe mâna profesorului. Dar e important ca familia să se implice, să știi. E foarte important. E important ca copilul să crească într-un mediu în care se ascultă muzică populară. Și îți dau exemplul meu. Nepoțica mea, cât a fost aici, în țară, știa foarte multe cântece și de un an și se face un an de când e plecată, au plecat din țară, n-a mai cântat muzică populară. Și nu mai cântă muzică populară. Vezi? Și atunci... Și nu-ți pare rău? Îmi pare rău, dar ce să fac? Ce pot să fac? Și acolo nu încearcă să, nu știu, să cânte ea pentru ea, să spunem, sau cu nici măcar am întrebat-o și a zis că a cântat doar în gând. Vezi? A zis bunii, nici nu mai știu cântecele, știi că eu nu mai știu nici cântecele. Ori aici ea venea lângă mine când făceam ore cu ei și auzea pe copii sau o luam cu mine la club. Și auzea pe copii și când veneam acasă, bunii vreau să cânt. Deschide caietul la Sebi și luam cântecele lui Sebi, în ordine, în tonalitatea ei, bineînțeles. Dar ea știa și învățase de la Sebi, Radu Mami Radule și mai multe cântece. Puterea exemplului este foarte importantă. N-ai încercat să vorbești cu părinții? Să e, le pună da, muzică populară? Asta e acolo, nu au timp, sunt în Anglia, nu au timp... Și nu s-au gândit să o lase în România pe capul tău cu ghilmele? Nu, sub nicio formă. Nu, nici nu se pune problema. Să schimbăm subiect. Da. Hai să ascultăm atunci pe... Să te ascultăm să mă asculti pe tine. Pe mine. Da, Emilia. Ce ușor în lume fără dor și pe dunghița jiului, că tot vorbeam noi despre zona asta voastră cu... costume populare, hai să ascultăm și pe dunghița jiului ce se întâmplă pe acolo și să o ascultăm pe Emilia Drăgătoiu, un an. Ce ușor e în lume fără dor, că zilele trec mult mai ușor, dar e așa frumos ca să porți dorul, de ți-aș terne puiul cu ibușorul. Meretul se aduce de mâncat și-ți dă guriță de sărutat, te alintă puiul încetişor, dorul-i ca pana de ușor.
să fii al iubitului, al dragostii, cu ochii și cu buzele tale, firei mică al dragostii mele. Ce ușor ar fi în viață să poți dorul să le împarți în două părți. Partea mea s-o porți, micuță sunt, partea ta să-mi fie dulce chin. Să ne întâlnim dorul pe vale, pe pat parfumă de lacrimioare. Să ne alinăm dorul zăvoi, numai cucu să știe de noi. Firei mâinicuță tu să fii al iubitului, al dragostii, cu ochii și cu buzele tale, firei mică al dragostii mele.
auzeam cucu cântând și mielița șuierând. Auzeam cucu cântând și mielița șuierând. Și-apoi stăteam în zăpoi când au cucii peste noi. Când au cucii peste noi, noi ne iubeam amândoi. Și-apoi stăteam în zăpoi când au cucii peste noi. Când au cucii peste noi, noi ne iubeam amândoi. Am revenit în platou și vreau să te întreb, Sebi, pe tine, dacă te gândești pe viitor să mai scoți un album? Și cam peste cât timp? Nu este o prioritate, să zic așa. Dacă s-ar ivi ocazia, nu aș spune nu, dar nu mă grăbesc să fac și acest pas. E costisitoare o treabă de asta. Da, știu. Destul de costisitoare și nu este foarte de un foarte mare ajutor unui tânăr, unui solist, pentru că nu se mai cumpără CD-urile. Acum totul e pe internetul. Tot. Și ca să dai o căruță de bani să faci un CD pe care să-l pui pe internet, nu știu dacă nu preferi să faci piesele și să le pui pe internet, fără să mai plătești producția CD-ului, că asta este în plus. Vorbeam săptămâna trecută cu domnul Ion Ancuța și chiar spunea că de ce să dea drepturile de autor la unul și altul când poate să-și le pună pe YouTube, exact ce spuneai și tu, și drepturile de autor ale lui să rămână la el. Pentru că nu e normal ca să dai unui producător de CD toate drepturile de autor. Da, pentru că... După ce că plătești casa de discuri, îi mai dai și drepturile de autor. Da. Adică tu plătești orchestra, tu plătești studio... Tu plătești tot. Tot și mai dai și drepturile. Nu. Și producția CD-ului plătești și absolut tot și mai dai și drepturile. Vezi? Asta e. Din păcate. Da, din păcate asta e și atunci trebuie să te orientezi spre ceea ce vrea piața, da? Atunci îți faci piese, îți faci videoclipuri, ți le pui, îți faci cont pe YouTube, ți le postezi pe rețelele de socializare. Acum sunt atât de multe variante să te faci cunoscut. Nu mai este ca în tinerețea mea când, dacă nu apăreai la TVR, da, nu existai. Așa este. Nu existai. Ori acum sunt atâtea modalități de ascultare. Și în speță, în situația lui, el trebuie încă să mai crească, pentru că vocea lui s-a schimbat foarte mult în acești 2 ani, dar încă se va mai schimba, încă se va mai maturiza. Până la 21-22 de ani. Și noi facem înregistrări pe care peste un an, doi, să putem din nou să suprapunem vocea ca să fim actuali cu vârsta la care am ajuns. Sau să facă alte piese noi. Și asta, bineînțeles. Știi? Pentru că aia face... a fost o etapă a vieții, sigur. Urmează alta, sigur. Alta. Sigur. Știi? Asta e ideea. Dar pasiunea așa nu ai, să pictezi, să desenezi, nu știu, nu ai nicio pasiune? Nu. Îi place sportul. Nu. Urmărește. Lasă-l și pe el să vorbească. Să spun așa, pasiuni artistice în afară de muzică nu mai am. Uh-huh. M-ar fi sculptura, pictatul. Nu, pentru acele lucruri chiar nu mă văd format, să spun așa. Poate că ai o pasiune de a găti? Gătești? Nu, gătesc. Cu mami? Nu. Nu? Am părinții să-mi gătească. Știu că multă lume aici o să zică, păi da, oare câți ani are băiatul ăsta? Și spun, am 16 și nu știe totul să gătească, să pună un nou. Ba da, știu. Dar am părinții să-mi pună de mâncare, să se ocupe de restul. Când o să fiu singur pe cont propriu, atunci voi arăta că știu să mă descurc. Da, dacă rămâi singur acasă și ai chef de un nou, poftim, știi să ți-l pui în fiecare. Normal. Da? Mă descurc. Dar care e mâncarea preferată? Nu am așa ceva. Nu? Da. Mănânci orice? Orice. Da? Da. Cartofii prăjiți nu-ți plac? Da, mănânc orice. Da? Îți bun și e. Da? Dacă rămâi singur acasă, știi să-ți faci o salată de roșii, acum că sunt roșiile pe piață. Mă descurc, sunt totuși creativ, chiar dacă nu sunt nu faci în domeniul asta artei. Mereu. Da. Am înțeles. Dar când gătește mami sau tati, nu stai pe lângă ei, pe acolo, ia, hai să vă ajut și eu să fac și eu ceva?
Nu, se descurcă. Descurcă, sunt oameni mari. Dar mami când gătește, nu-i te duci să-i cânți acolo să... Meargă mâncărica mai bine când mestecă în oală. Nu, până acum nu, nici nu m-am gândit la asta. Da, poate. Hai mami să-ți cânt ca să meargă în... Poate. Sporul la gătit mai bine. La el cântatul e cântat, gătitul e gătit, adică sunt... Are multe lucruri complexe pe care le face împreună cu părinții, da? Mm-hmm. Probabil nu le-a amestecat așa. Da, pentru că este viitor inginer și așa fac. Așa sunt și eu. Nu amestec mâncarea cu mâncărimea, cum să spune, așa, știi? Vezi. Ceva de genul. Și părinții amândoi au terminat inginerie și mama a terminat tot inginerie la Petroșani, prima facultate, da, nu? Sunt da, sunt destul de sigur că da. Da, da. Așa vezi? Că... Na. Deci sunt... Influența este acolo. Da, pe, exact. Pe, exact pe ca mine. Nu amestec... Am spus ceva mai devreme, mâncarea cu mâncărimea. Da. Fac asta, o fac pe asta. Fac asta, o fac pe asta. Deci nu, da, știi? Foarte bine că procedezi așa, pentru că știi exact ce vrei. Dar ce-ți dorești? În momentul de față, nimic. Chiar sunt mulțumit cu tot ce am. Am familie iubitoare și am tot ce pot să-mi doresc. Tu parcă mai aveai un frate, nu? Sau am un frate, mm-hmm, da. Dar el nu stă cu noi, este mai mare. E la București, lucrează, parcă ziceai, nu? Nu, sau? Acum este la Timișoara. Uh-huh. Are o casă, se descurcă, e bine. E tot inginer? E... Nu e inginer, deocamdată nu s-a stabilit, să spun așa. A terminat Constantin Brâncuș la noi. La Brâncuș, dar am uitat... Facultatea de economie? Da, exact. Uh-huh. Deocamdată nu și-a găsit un job pe domeniu. Un job, da, să spun așa, un job care să-i... Satisfacă ce vrea el, nu? Exact. E în căutare, că e la vârsta când încă, da, știi? Mm-hmm. Am înțeles. Dar încă n-au te apucat și cu fratele să cânti ceva, nu? Nu, cu fratele nu, nu chiar. Edi chiar nu are nicio treabă. Cu fratele chiar nu, da, deloc. Nicio, da, treabă, nu. Dar te admiră pe tine, din spate. Exact. Da. E foarte bine așa. Emilia, ce-ți dorești? Eu? În toamna asta voi ieși la pensie, din învățământ. Doamne ajută să ai pensie frumoasă. Și mi-aș dori să am... Și o pensie lungă cât ai contribuit. O etapă, o așa, o următoare etapă a vieții, liniștită, să mă plimb și să fiu sănătoasă. Doamne ajută. Cred că această ultimă dorință exprimată e cea mai importantă. Dar spune-mi, ești de la școală, da? Dar în particular să convins, da, că da, nu te da, lași ies tu din de... învățământ, am specificat. Ies din învățământ la pensie în această toamnă. Și nu vreau să prelungesc pentru că mi-ajunge. Dar nu voi întrerupe să lucrez cu copii, că oricum eu am de câțiva ani buni o școală privată și am făcut lucrul ăsta și în paralel sunt, dacă se va putea, voi rămâne referent la centru de creație, sunt acolo cu o jumătate de normă, mi-ar place să rămân pentru că e un alt domeniu și, așa cum îți spuneam la început, am ocazia să descoper talente și să mă bucur de ele, ascultându-le. De ce nu? Poate dând un sfat acolo unde este nevoie și vom vedea ce va vrea Dumnezeu. Doamne ajută, să fii sănătoasă în primul rând. Asta e important. Să scoți nume mari pe bandă, cum se spune. Nu există. Deci, nu există să scoți nume mari pe bandă. Nu există. Și, apropo, uite că am uitat să-ți povestesc despre spectacolul pe care Olguța Berbec l-a avut la Târgu Jiu, pe stadion, un spectacol... Fosta ta elevă. Fosta mea elevă. Și care, dacă vrei, mă onorează cel mai mult din toți foștii mei elevi cu faptul că nu uită de mine. Am auzit-o eu când spunea la televizor. Și m-a onorat invitația ei în acest mare spectacol pe care l-a ținut la Târgu Jiu, unde am cântat pentru prima dată în duet cu ea și unde mi-a umplut sufletul de bucurie pentru ceea ce a devenit Olguța Berbec în timp. Un om
ales, din toate punctele de vedere. Da, să știi, pentru că ea a fost și serioasă în meseria din ei. Din toate punctele de vedere. Și a luat meseria în serios. Foarte mult. Ea nu a mers la întâmplare prin viața ei și tot ce și-a dorit a putut să realizeze. Frumos. A dus-o și mintea și a avut voință suficientă. Are o familie frumoasă și mă bucur pentru ea extraordinar de mult, din toate punctele de vedere. Și vroiam să menționez acest lucru în această emisiune a ta. Uite, eu am pe Olguța Berbec filmată la noi. La începuturi. Da, da, la începuturi. Să știi că aș vrea să vorbesc cu ea și să vină la o emisiune și să-i arăt. Uite, mă, Olguța, cum arătai tu când aveai câțiva anișori, ca să spun așa, și începuturile tale. Așa este. Pentru că așa ți-am scos și ție din arhivă. Da, sigur. Și a fost o bucurie să revăd. Da, pentru că, vezi, e bine că le mai avem. Da. E bine că le-ați păstrat. Că... Da, eu am toată arhiva. Eu am de la prima mea emisiune pe care am făcut-o aici, în 1996, cu Doina Aurelia Boierică. Ea a fost prima mea invitată până în prezent. Am toate emisiunile. Da. Rămâi cu gura căscată. Deci am o arhivă, TVR scrie pe mine, vorba lui Petrică Mățu Stoian. Bă, TVR scrie pe tine. Da. Dar îmi și place. Sigur. Știi? Mulțumesc frumos amândorura pentru că ați venit. Sănătate, multă putere de muncă și Doamne ajută să aveți succes. Mulțumim. Și să ne vedem cu bine. Mulțumim pentru invitație, mulțumim că ne arăți publicului, că află lumea de noi și oricând, cu toată bucuria și cu mult drag vom reveni la tine. Și de la tine fur o promisiune că mai întrimiți ele de-ai tăi. Cu drag, sigur că da. Talentați, da? Da. Așadar, pe final ne va cânta Eusebiu, copaci Sebi. Trecujiul la răchită și stelele când s-au uivit, două melodii pe care acesta le va cânta alături de noi. Așadar, eu sunt Carmina Vlava, vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc o seară excelentă, ne revedem săptămâna viitoare, tot aici la Teleu Craiova, toate cele bune, la revedere! Foaie verde de-o sipică, trecujiul la răchită. Foaie verde de-o sipică, trecujiul la răchită. Găsi răchita mumbită pe mânduța logodită. Găsi răchita mumbită pe mândruța logodită. Și trecui și altă dată, găsi răchita vărsată. Și trecui și altă dată, găsi răchita vărsată. Pe mândruța măritată, pe mândruța măritată, găsi răchita vărsată, pe mândruța măritată. Mai ții mândr-o minte bine, când veneam seara la tine. Mai ții mândr-o minte bine, când veneam seara la tine. Și când bătea vântul ploi, eu suiam de-a lusterpoi. Și când bătea vântul ploi, eu suiam de-a lusterpoi. Ne-ntâlneam seara pe lună, credeam că nu-ni dea bună. Ne-ntâlneam seara pe lună,
credeam că nu ni da bună. Și spuneam o vorbuliță, guriță lângă guriță. Și spuneam o vorbuliță, guriță lângă guriță. Stelele când s-au ivit, mândra vine la iubit. Eu o prinde sub siorii, când pășește printre florii. Hei, o aduc pe brațul meu, să-mi aline dorul greu. Că așa fâșneață e, mi-a prins călcâiele. Dulce-i dragostea pe lună, cu capul mândri pe mână. Dulce-i dragostea pe stele, prin boieni cu floricele. Hei, dulce-i dragostea ca mierea, când ești mândri plăcerea. Vorbei șoptești la ureche, că n-are în lume pereche. Îmi sunt pusti zilele, dar mi-s pline nopțile. De-acasă mândră ai fugit, la mine-n crâng l-ai iubit. Hei, te întorci de peste voi, în zor când dorm toți ai tăi. Ușa casei n-o trânti, ai grijă și nu-i trezi. Să n-o vadă maică sa și să nu dea de belea. Pleacă mândra repede când zorii s-apropie. Hei, să nu dea de bănuit că a fost noaptea la iubit. Se foiește n-așternut ca și cum ar fi dormit. Că a fost noaptea la iubit. Se foiește n-așternut ca și cum ar fi dormit.